foarte fericită că sunt aici alături de voi la acest eveniment extraordinar aici în Cluj, în orașul unde sunt, unde locuiesc eu, în județul unde m-am născut. Deci ce vreau mai mult decât atât? Am stabilit la Cluj, mi-am făcut o academie de volei aici la Cluj, am o echipă în divizia A care am promovat acum anul acesta la Turda, deci sunt aici în județ, vreau să ridic voleiul românesc, cred că asta este obligația mea și să dau voleiului ceea ce el mi-a dat mie. Sunt fericită că sunt aici, că m-am întors după 27 de ani afară și... Hai cu sportul, să ducem sportul sus. După ce m-am întors în România, cu 3 ani, toată lumea îmi zicea, imposibil să faci o academie, imposibil să faci echipă, imposibil să faci ceva. Și uite că e posibil. M-am dus după ideile mele, clar, împreună cu multe persoane care sunt lângă mine, cred că asta este lucru cel mai important, dar este foarte important să te implici. Eu zic că este foarte important să crezi că reușești. Și într-adevăr sunt oameni care vor să facă sport. Dacă proiectul este bun, este solid, este mare, cu gânduri mari, oameni sunt, jucătoare sunt, deci e important clar să aducem cât mai mulți și parteneri lângă noi și cât mai mulți iubitori de sport. Sportul este o altă formă de educație, deci eu asta vreau să spun și în toate interviurile, pentru că este foarte, foarte important să ne conștientizăm că e important să fac sport. Vreau să-l felicit pe Hagi, clar, este un exemplu pentru noi și pentru mine a fost un exemplu și mă inspir din academia lui și vreau să ajung cât mai sus ca să, pentru volei românesc, să putem să facem cât mai mult. Legat de Jocurile Olimpice, clar, întotdeauna se poate mai bine, dar cred că întotdeauna noi sportivii vrem mai mult. Clar că se văd puțin rezultatele care n-au venit medaliile care noi am fi vrut să vină, dar avem nevoie de mult sprijin, mult mai mult sprijin din partea autorităților, cred că de sus pleacă totul și mult mai multe condiții, pentru că, așa cum zicea și Ana Maria, avem nevoie de sprijin. Nu prea urmăresc scrimă, dar clar, pe ea cum să nu urmăresc, o felicit din toată inima, este o persoană extraordinară și este un caracter, o ființă extraordinară care este un exemplu pentru toți. Numai persoana care ajunge acolo știe câtă muncă trebuie să depui, numai să ajungi, deci volei eu nu știu de când mai ajungi acolo, deci e foarte, foarte greu să ajungi. Eu o felicit, pentru mine este aur și oricum. Să știi că eu m-am gândit la chestia asta, am zis nu 2024, 2028, de ce să nu visăm? Eu zic că aici poți să visezi oricând și oricum și este important să visăm și după aceea să începem să facem un plan de pregătire, un plan de bătaie, cum putem să ajungem la această olimpiadă. Pentru mine este vis și sunt acolo. Când am ajuns aici am zis, wow, dar sunt în România, deci m-am uitat la această structură, chiar vreau să felicit toți organizatorii și toată lumea care s-a implicat în această structură și în acest eveniment extraordinar pentru Cluj, pentru tenis, pentru sportul românesc și nu numai românesc, că avem jucătoare consacrate străine foarte, foarte bune care au venit la turneu și mă bucur că există așa ceva și la noi și eu sunt convinsă că o să fie din ce în ce mai bine. Am câștigat campionatul brazilian cu 26.000 de spectatori. Deci era o arenă de fotbal acolo. Țin minte că maică mea era căzută aleșinat pentru că atâta lume și toată lumea striga Pârvi, eu te iubesc. Deci numai numele meu se auzea, am fost și cea mai bună jucătoare a meciului. Deci mai mult de atât ce aveam nevoie. Vreau să câștig cu România așa ceva, dar asta este. A fost o mare provocare când mi-am tăiat toate 4 tendoanele de la mâna dreaptă. Am avut o inspirație așa, am sărit un gard, efectiv un gard, prima și ultima dată. Mi-am tăiat toate 4 tendoanele de la mâna dreaptă, nu mai puteam să joc, toată lumea zicea că n-o să mai pot să joc. Am zis ok, eu mă întorc să joc. Am început să joc cu mâna stângă, să mă antrenez cu mâna stângă. Am jucat 3 meciuri cu mâna stângă, deci chiar vă provoc să vă spălați pe dinți cu mâna stângă, cel care e dreptaci, pentru că este chiar dificil. Gândiți-vă ca să joci cu mâna stângă, deci e greu.
Și după aceea m-am întors, m-am recuperat, m-am întors și atacam cu amândouă mâinile. În viață, de obicei, să știi că din fiecare lucru negativ, noi putem să tragem cel puțin 3 lucruri pozitive.